Bună ziua, dragii mei, sunt Aratela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Dragii mei, vreau să beau niște ceai. Vreau să folosesc pentru prima oară niște cărți cu voi. Vreau să le folosesc și pentru că, o să vedeți, merg. N-am mai folosit spiritul, oracolele din, nu spiritul animalelor, animale divine. Ceva de genul ăsta, așa se numește, setul de cărți pe care îl foloseam ca leitmotiv. O să folosesc acesta, spiritul animalelor, pentru că se leagă, o să vedeți. Și pentru voi, dragii mei, ce-am pus? Să arde lotus. Dom'le, știți ce frumos miroase? Deci miroase super, super. Așa că, moving lotus. Așa, hai să beau o gură de ceai. Fierbinte. Un pic aici. Dragii mei, în timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi pentru prima oară cu voi. Yes, yes, yes. Ce-a vrut să se arate? Soarele scurt. Să-ți mă ce? Calmează-te, Manuela. Am venit cu o energie foarte faină. Am plimbat pe afară. A fost cu mașina până pe lângă oraș. Am venit cu o energie foarte faină. Ok, să mă calmez. Nu știu voi cum sunteți. Poate și voi sunteți entuziaști. Nu e soare, mă, e san. Este fiul. Fiul spadelor. Sau mai bine zis, valetul de spade. Valetul de spade. Dă din aripi. Dă din gură. Poate că sunt niște bârfe. Uneori, valetul de spade sugerează și bârfe. Și interesant că după aceea a venit asul de spade. Înțelegeți niște lucruri. Ori înțelegeți, ori se face lumină în niște bârfe pe care le-ați auzit, cuvinte, vorbe aruncate în vânt de unii de alții, sau comunicarea cu cineva, posibil n-a fost suficient de clar, nu neapărat suficient de clar, n-ați înțeles-o la momentul respectiv, ceva n-a fost să fie înțeles. Și acum aveți o altă înțelegere. Interesant că vin niște revelații referitor la un ciclu de viață pe care, în care v-ați tot învârtit. Interesant că aveți și 5 de cupe la capătul setului de cărți. E un suflet pereche față de care aveți multă, multă pasiune și dorință de protecție, interesant. Dar e și distanță între voi și distanța asta probabil că vă face să-i plângeți. Să vă fie dor. Dar să punem cărțile. Poate că unii dintre voi, pentru că tot este distanță, tot regretați, vă doriți foarte mult, aveți această revelație. Dom'le, e cazul să vorbesc. E cazul să vorbesc, pentru că ce poate să ușureze distanța decât o discuție? O discuție de la suflet, de la, eu știu, minte la minte, în care explicați niște lucruri, puteți să spuneți că voi doi, eu știu ce mai aveți voi de spus. Interesant că la capătul setului de cărți a avut semn de aer, nu obligatoriu, un soi de cavaler de aer, privighetoarea. Poate vreți să trimiteți un mesaj, pentru că e vorba de muzică, privighetoarea cântă, nu știu cât cântați voi, dar poate un mesaj muzical, ceva plăcut. Interesant, stați noaptea și iar este lume deasupra globului, undeva la distanță, peste hotare sunteți. Probabil că noaptea vi se face mai mult dor de această persoană. Cum, eu știu, cântați când vi se face dor? Unora, în spate aveți o hienă, mare grijă, aveți niște dușmani. Dar aveți și niște prieteni. Peștișorii vă sunt prieteni. Glumesc, nu obligatoriu. Dar există dorința de a renaște, de a manifesta o direcție spirituală în viața unora dintre voi, pentru că ați stat în preajma unor oameni foarte, foarte nepotrivite, prea elegant spus. Foarte toxici. Hiena nu e în regulă. Păreau, da? Păreau simpatici, râdeau, dar în spate bârfeau, cum am zis mai devreme. Hai să vedem leitmotivul acestei luni.
Light motivul acestui lung pentru... dragonul. Asta înseamnă chakra a treia. Ego-ul. Între ego și moartea ego-ului. La capătul setului, zebra. Știți că trebuie să acționați, știți. Și mai știți că dacă ați avut o perioadă în care ați observat situația în care sunteți, oamenii din jur, diferite lucruri, ați observat grațios sau umil, modești, în sensul frumos al cuvântului, da? Modestia este frumoasă, este pentru oameni înțelepți modestia. Ați înțeles că aveți o protecție, este Ganesha aici, elefantul este Ganesha și reprezintă o protecție care vine din alte zone, din alte dimensiuni, poate chiar din partea celor care s-au dus cunoscuți sau necunoscuți, poate sunt spirite pe care le-ați cunoscut în alte vieți, în alte dimensiuni și vă veghează. Aveți o protecție specială și dacă ați avut timp suficient să vă gândiți la aceste lucruri, acum simțiți că este cazul de acțiune, așa simt. Dragonul ține de chakra a treia, plexul solar. Dacă v-ați pierdut energia la un moment dat, din cauza că v-ați pierdut în acele relații toxice, că tot am văzut hiena, care probabil v-au sub de energie, am zis, există totuși o căutare către spiritual a unora dintre voi. O renaștere am văzut, da? Am văzut și Phoenix, vedem, totuși. Ce ar mai putea să însemne acest dragon? Poate sunteți cu ochii pe cineva, unii dintre voi. E chakra a treia. Comunicați mai mult, comunicați din priviri, transmiteți din priviri energia pe care o aveți. Vedem. Hai să vedem. Soarele, Luna, Venus, ascendentul din nord în răcușori și răcușoare. Răcușori și răcușoare. Există soare în răcușori și răcușoare? Da, februarie 2022. Central. Cinci de bâte. Conflicte interne. Interioare. Aceste conflicte interioare vă cam consumă energia, dar trebuie să faceți față conflictului. Lume. Fie o distanță între voi și cineva. Distanță mare. În trecut asul de monede. Ați vrut să începeți ceva. Poate n-are nicio legătură cu acea persoană care e la distanță. Asul de monede poate să fie dorința voastră de a manifesta ceva serios, un nou job, să creșteți financiar și să fie un început undeva în trecut. Vedem, o să clarificăm asul de monede. Ați vrut să creați fundație pentru... o abundență pe care, eu știu dacă o manifesta sau nu, ia să vedem. Acum aveți 4 de monede. E o oarecare evoluție, să zicem. Asul și 4 de monede. Dar vedem. În viitor... ce frumos! Mă bucur pentru voi, dar trebuie să aveți încredere, dragii mei raci, că unii nu aveți încredere. Unii nu aveți încredere și nu-mi place. Nu-mi place. Draga mea doamnă, hai, revinuți. Și... probabil că mai sunt unii rași care și-au pierdut încrederea din niște motive. Mi se întâmplă tuturor, e de înțeles, eu vă iau în brațe și vă susțin și vă aduc aminte că trebuie să vă păstrați credința. Și credința vine și cu soare, și trezire, soarele, aducere și trezirea. Dar o să mai clarificăm. Sfatul, 3 de bâte. 3 de bâte, da. Chiar dacă e distanță, chiar dacă e distanță între voi și cineva, sperați, aveți încredere că totul va fi bine. Interesant, vedeți? E același triunghi. E același triunghi și aici, aici. Aveți această viziune, da? 3 înseamnă comunicare, dar interesant că e și un ochi. Poate, chiar dacă este ego, eu acum zic că poate fi și al treilea ochi,
a unora dintre voi, dacă lucrați în acest sens, dacă încercați, că tu v-am pus lotus, mai v-am pus lotus nu așa întâmplător, da? Ca să aveți o vibrație specială, să vă deschideți toate chakrele, inclusiv a șaptea, până, da? Vă conectați cu spiritualitatea, cu energia divină, cu ce mai vreți voi, cu Dumnezeu, cum vreți voi să-i spuneți. Vă conectați spiritual, mai greșesc eu. În fine, trei de pâte. Aveți speranță, chiar dacă e distanță, se va rezolva această problemă într-un fel sau altul. Credeți, credeți, credeți. Cele două reprezintă și credința, optimismul, da? Fiți optimiști. Exterior. Ah, sunt la două suflete perechi, perechi, ce frumoase sunteți. Ce suflete frumoase sunteți. Mai. De ce mi-aduc aminte de Guns N' Roses? Dar nu e, e Cups and Roses. În fine. Ce frumos. Un suflet pereche. Să nu vă deocheați. De ce vă este teamă? De aceste emoții, de confuzie, de frici, de fricile voastre, frica de, știu, de întuneric. E luna. Luna vă reprezintă pe unii dintre voi, nu pe toți, mai ales pe cei care sunteți născuți mai la sfârșitul zodiei. Dar, acum, că sunteți născuți la sfârșitul zodiei, că nu sunteți, poate aveți luna în altă parte, într-o poziție în care nu ați manifestat suficientă încredere în emoțiile voastre, în intuiția voastră. Da, vă este teamă de intuiția voastră. Intuiția voastră vă spune ceva și nu aveți încredere. De-aia apar și conflictele. Chiar în suflet, da? Are legătură. Are legătură. Casa 8-a, să zicem, luna în casa 8-a a fricilor. Poate nu știți cum simte acest personaj față de voi și de aveți așa oarecare teamă, dar aveți soare și lună în aceeași detalare, da? Energie masculină și energie feminină. Poate vă este teamă de energia feminină. O să fi voiraci, dar unii, poate că ați manifestat prea multă energie masculină. V-ați concentrat cum să creșteți financiar, cum să vă întrețineți, cum să vă păstrați stabilitatea, cum să faceți față conflictelor. Și uite așa, nu ați investit suficient timp în energia voastră feminină, în receptivitate, în intuiție. Opa, aveți niște vise ciudate în casa 8-a, luna. Luna în casa 8-a, vise. Niște obsesii. O să clarificăm. De ce vă doriți? Asul de bâte, normal. Yes. Și o să vină asul de bâte, da. Mai, vreți pasiune? Vreți să renașteți? Vreți să înfloriți? Știți? Cine face? Vă pricepeți la grădinărit? Vă pricepeți? Eu am crescut cu o grădină destul de mare în preajmă, chiar dacă acum sunt la bloc. Dar mi-aduc aminte, apropo de... Așa simt mesajul, așa simt, vă transmit. Asul de bâte. Știți, când vreți să plantați un trandafir, da? Uneori poți să unești doi trandafiri, să-i plantezi unul lângă altul ca să crească. Așa se fac și, de fapt, soiurile alea sunt mai speciale. Bine, probabil că sunt și alte metode, dar cea mai simplă este să pui două tulpine de trandafiri, unul lângă celălalt, și să le lași să fuzioneze una cu cealaltă. Interesant că și aici este, da? Două flori și încă una, a treia. A treia ar fi ceea ce reușiți voi să creați. Asul de bâte înseamnă creație. Asul de bâte înseamnă inspirație. Vă doriți ceva? Ori un personaj să vă inspire, ori energie. Aveți nevoie de energie care să vă inspire înspre acțiune. Vă doriți și pasiune, nu zice nu nimeni că nu vă doriți. E normal, e dreptul vostru, da? Dar aveți 3 și cu 1, 4. Vă mai trebuie încă ceva
Dacă sperați, mai trebuie, mai e nevoie de acțiune. Casul de bâte înseamnă inițiativă. Da? Și interesant, dacă luați de... Ce drăguț, asta e un pic de matematică pentru raci, că racii care au planete în gemeni se pricep și la matematică, da? Luați de aici o bâtă ca să nu mai creați conflictele, că toți sunt cinci. Și cinciul e oarecum destabilizator, dar este și creativ. Da? Luați o bâtă și inițiați ceea ce trebuie pentru a crea stabilitate. Da? Vedeți? Luați de aici una și se creează patru și rămân patru. Și o puneți eventual aici, da? La trei. Și se creează iar patru. Este exact puta de aici. Ce drăguță chestie! Îmi place! Hai să vedem ce faceți până la urmă. Doi de monede. Interesant că acest doi de monede este un fluture. Învățați să creșteți cu ambele aripi și cu masculinul, da, și feminin. Trebuie să intrați în echilibru. Învățați să vă echilibrați. Eu zic că vă echilibrați, nu? Judecata, renașteți, măi. Am zis de aripi, uite aici două aripi, dar am zis și de la fluture. Fluturile reprezintă transformare sufletească și spirituală cu judecata, renașteți. Hai să mai trag cu cadrul pe un pic. Asul de spade. Veți comunica cu cineva. Poate, dacă nu comunicați voi, rămâne de văzut. Unii veți trăiași, veți primi niște vești. Veți primi niște vești. Dar ideea este că voi, trecând peste cine vine, ce se mai întâmplă, este vorba de interiorul vostru. Foarte frumos. Foarte frumos, aveți trăiași. Asul de cupe sunteți chiar voi. Așadar, este aici asul de cupe. Sunteți voi alături de cineva, chiar dacă e distanță. Telepatic sunteți împreună, vă simțiți. Dar trebuie să alegeți renașterea și adevărul, comunicarea. Asul de monede. În ultima vreme, în trecut... Probabil că ați avut nevoie să lucrați cu prima chakră, să vă creați stabilitate și bine ați făcut. Pentru că totuși suntem aici pe pământ și dacă avem nevoie de creștere spirituală, prima chakră trebuie să rămână sănătoasă, dar trebuie să ne mai împământenim din când în când. În ultima vreme țineți foarte mult la ce ați acumulat. E bine să țineți. Poate acest as de monedă o să clarificăm, poate să reprezinte dorința de a începe ceva de lungă durată, ceva stabil cu cineva și încă țineți la acea idee posibil. Dar provocarea este această lume, distanță. Ce faceți? Ce faceți? Cărțile până acum au spus. Credeți. Credeți și veți primi. Și arată că în viitor apare acest soare. Bucurie maximă, trezire, fericire. Dar, dragii mei, am mai spus de atâtea ori. În primul rând, detalarea nu se, chiar dacă o facem pentru februarie, nu se poate limita doar la o zonă atât de îngustă de timp, da? Știm că la nivel universal timpul nu există. Oameni, se poate manifesta... O fi început să se manifeste din ianuarie, poate la alții se manifestă mai încolo. Variază timpul de manifestare în funcție și de momentul sau unde sunteți voi în evoluția voastră. Și apoi, ce vreau să mai spun, etalările acestea sunt pentru cei care vor să acționeze, vor să se implice, nu așteaptă să pice. Așteaptă să primească răspunsuri la problemele lor fără să facă probleme. Că, apropo de matematică, ca și când cineva îți face tema la matematică, hai să faci o dată de două ori, dar nu se poate. Până la urmă, trebuie să înveți și tu un pic de matematică, niște formule. Ah, ce-mi plăcea pe prima matematică, am uitat. Trigonometria îmi plăcea foarte mult. La capătul setului de cărți, patru de cupe. Da. Regretați. Sau ați regretat, poate încă mai plângeți după cineva.
care e o persoană puternică. 10 de cupe și împăratul. E o persoană puternică, un potențial deosebit, dar s-a manifestat într-un mod destul de imatur pentru potențialul său. Valetul de monede. Din cauza acestei imaturități în exprimare și în manifestare, a distrus iar un potențial de fericire. 10 de cupe, da? S-a redus la 4, la griji, la regrete, oportunități pierdute. Da. Acum poate sunteți chiar voi, unii dintre voi, depinde, pentru că sunteți de diferite educații și culturi și tradiții și ce mai fiți și vârstă. Poate sunteți chiar voi, puternici, ia uite, un brad, puternici, înalți, bine făcuți, puternici, cu multă experiență, diversă, viața v-a făcut, a fost grea, dar v-a făcut puternici. Și ați avut de-a face cu niște trădări. Ați experimentat o separare de cineva și niște trădări. Și probabil că acestea v-au făcut să dați un pic înapoi. E ca atunci când un trăsnet, interesant că aici trăsnetul arată tot ca un brad, da? Care își pierde din coroană. Dar asta se întâmplă. Creșteți în continuare. Creșteți. Hai să clarificăm. Au niște brazi în fața blocului și când bate vântul mă înfioară. Zic, Doamne, o pică acum, deși să mai tai. Pic, nu pică. Doamne, sunt spectaculoși. Cum au crescut atât de înalți, înseamnă că au trecut prin multe furtuni. Sunt puternici, flexibili. Chiar dacă mai pică o crapă sau două, totuși. Hai să vedem 5 de monede de bute. 5 de bute. Pentru răcușoare și răcușor. Asta vrea? Nu. Aici sunt blocajele. Aici e conflictul interior. Sunt niște blocaje. Dar ascultați-vă intuiția. Vedeți în spatele sau... Aici sunt altfel cărțile. Deasupra acestor blocaje aveți un ghidaj. Aveți o lumină nocturnă, intuiția voastră. Ce vă zice sufletul? Că trebuie să acționați. Valetul de bute, asul de bute, asta vă spune. Iar patru de bute, dacă vreți întâlnirea cu sufletul pereche, trebuie să alegeți și să acționați. Unii dintre voi poate v-ați concentrat foarte mult pe muncă. Asta a fost alegerea voastră. Hai să mai dăm o carte de 5 de bute. E prima oară când folosesc acest set de cărți. Mi-a dorit de mult timp. Până la urmă, mi-am cumpărat. Interesant că și cavalerul de bute reprezintă, am zis, acțiunea. Acțiune foarte originală. Foarte... Zebra e destul de impredictibilă. Ia uite. În acest context, 5 de monede și 9 de monede, îl văd, cu valetul de monede, dorința de a începe, de a iniția ceva, dar de a începe și practic, face parte din acea stabilitate pe care v-ați dorit-o sau relația stabilă pe care v-ați dorit-o. Dar a fost o separare. Probabil că acel personaj, pentru unii dintre voi, sau situația, trădările pe care le-ați experimentat în viața voastră, care n-au nicio legătură cu personajul respectiv, au reprezentat blocajele în calea manifestării unei relații stabile și eventual au fost energiile, situațiile dificile. Hiena pe care am mai văzut-o, da? Unde e aici? Aici e hiena. Nu. Era la un moment dat. Dușmani. Au fost acele situații și oameni care v-au dat un pic în urmă. De-aia este conflictul. Poate că trebuie să vă cunoașteți acum, pentru că valetul de monede e o energie tânără. Trebuie să vă cunoașteți o altă latură a voastră pe care n-ați dezvoltat-o, n-ați descoperit-o până acum, vorbind doar de lucrarea voastră personală.
Acum, conflictele sunt pentru unii legate de acel personaj despre care am vorbit, care va de care va separat. Clarificăm lumea. Împăratul pentru noi poate să fie tatăl vostru sau un ghid, mai degrabă financiar sau profesional. Da? Împăratul pentru unii dintre voi, ca să înțelegeți. Poate să fie un soț, un, poate chiar un bunic, tată. Lumea. Clarificăm lumea. Te rog frumos pentru răcușoare și răcușor. Asta e. Trebuie să începeți un nou capitol și să manifestați, să învățați să manifestați. Aici e problema. Probabil că dintre toate resursele, că vă trebuie toate, da? Al cincilea este credința. Cele patru le știți. Cupe, băte, monede și spade. Aici este stresul mare. Că nu aveți suficienți bani. Dar uneori se poate manifesta și cu mai puțini bani. Trebuie să aveți mult. Vorba aceea, nu jucați nici la jocuri și bănuiesc, Doamne ajută, și nici nu faceți cine știe ce jonglerii financiare. Nu e nevoie ca să manifesti. Acele monede trebuie să-ți creeze ție stabilitate. Stabilitate e una, abundență e alta. Da? Deci de la stabilitate puteți să mergeți către abundență. La capătul setului de cărți, 6 de cupe, 6 de monede, regele de cupe. Și 9 de, ia uite. Vreți să fiți protector față de cineva, față de care aveți multe emoții și acel personaj se descurcă pe cont propriu. Se descurcă bine. Bine, din punctul lor de vedere. 9 de monede și împăratul. Preîmpărăteasa și împăratul. Aveți multe, nu că multe, aveți niște, o dragoste profundă față de acest personaj, unii dintre voi. 6 de cupe îmi spune că îi și recunoașteți, că le recunoaște sufletul, le simți sufletul. Și vă doriți reciprocitate. Probabil din cauza distanței n-ați putut să oferiți această reciprocitate, dar e o chestiune doar de manifestare magiciană. Pentru asta trebuie să vă ascultați și intuiția. Clarificăm asul de monede. Și să aveți încredere, măi. Ia uite, asul de monede cu 9 de monede. Vreți să fiți independenți, eventual, dacă e cineva independent, vreți să le oferiți acea monedă, acel lucru special pe care numai voi îl puteți oferi și să manifestați 10, da? Un cuplu stabil, care creează o moștenire. Legacy. Dar deocamdată visați la acest personaj. Oare de ce vă simțiți trădați? Nu știu. E o poveste de dragoste destul de complicată. Îndrăgostiți-i. Poate v-ați îndrăgostit de un personaj o anumită valoare și stabilitate. Și asta poate v-a uimit. Dar undeva în trecut v-ați îndepărtat de acest potențial. Voi, ei, exact aceeași lună care apare și aici în poziția fricilor. V-ați îndepărtat de destinul vostru. Dar aici este, trebuie să întoarceți cartea, da? Și să manifestați acest soare în viitor. Pentru asta trebuie să vă păstrați credința, steaua.
Asta e, unii dintre voi ați ales munca, poate chiar ambițiile. Și într-un fel sau altul a trebuit să suportați consecințele. Oricum, trecând peste această poveste, în ultima vreme, să zicem în trecut, ați fost forțați de situație să o luați de la, nu de la zero, de la unu, să începeți un nou proiect care să vă aducă independență. Sunteți pe cale să vă câștigați independența și nu doar independența, se pare că și succesul cu soarele. În curând, într-un viitor. Sper că anul ăsta, da, Doamne ajută, cât mai repede. Dați-mi și mie un telefon, aveți cum. De veste, când aveți succes. În primul rând, da, succesul profesional, financiar pe care îl căutați. Pentru că independența v-a fost provocată prin multe lucruri. Ba chiar destinul v-a fost provocat, dar și asta face parte din destinul vostru. Am zis, ce nu ne dărâmă ne face mai puternici. Dacă v-a trăznit, eu știu, trăznetul, coroana, și s-a dus o crangă, două, trei, nu problem, o să crească altele. 4 de monede în prezent. Ce-i ăsta? Asta e înseamnă că... Asta este... 10, mă, asta e 10 de monede. Oare așa zic, doamne, parcă aici erau 9 și acum tot 9. Da, uitam... Uitați să număr pe cel din mijloc, exact asul ăsta. Puteți să fie două persoane aici. Două persoane. Independente amândouă. Una poate mai înstărită decât cealaltă. Și vă doriți să fiți împreună. Și încă țineți la această dorință. Sunt mai multe variante. Dacă a fost o separare, poate să fie un divorț, poate să fie un contract care v-a separat. Țineți în continuare la această idee de 10 de monede, la acest cuplu puternic, care poate să facă foarte multe împreună. Da, puteți să faceți foarte multe împreună. Oricum, dragii mei, dacă ceva s-a întâmplat, repet, care va, nu doar separarea dintre voi și o anumită persoană, interesant. Interesant, pentru unii am simțit că e o separare de familie, e o separare de un job, dar, dragii mei, separarea aceasta poate, da? Chiar dacă vă punem postura în care trebuie să o luați, nu neapărat de la zero, de la unu, să zicem, dar să manifestați altceva, un nou capitol, pe cont propriu, vă aduce multă, e o provocare foarte faină, pentru că vă învață să fiți mai înțelepți, să anticipați bufnița, să vedeți întuneric, să vedeți în orice, să reușiți în orice situație prin care treceți. Mi se pare fain. Da, nu-i plăcut, eu știu cum e. Dacă n-aș ști, nu aș putea să vă înțeleg și nici să dau, nu, sper să-mi dau foarte multe sfaturi, că fiecare are viziunea sa despre viață, dar țineți de ce 4 de monede înseamnă foarte multe, dar țineți de principiile voastre și cu răbdare veți reuși. Poate că e mai bine. Știți cum văd situația? De ca și când e o formație de muzică, da? Eu știu, acolo un duet sau, eu știu, 3 oameni, 4 oameni și la un moment dat 2 sau 1 vrea să o ia pe cont propriu. Asta e. Se distruge formația și celălalt își găsește, sau eu știu, care o fi, își găsește succesul pe cont propriu. Foarte fain, e dreptul lor, da? Dar pentru unii simt și o separare de familie necesară în a vă regăsi independența și succesul pe cont propriu. E foarte fain să fii de succes fără să ai nevoie de familie și de ajutorul familiei. Interesant că
Este și spânzuratul aici. Da, lucrurile posibil să pară că stau pe loc, dar nu stau pe loc. Trebuie să vă câștigați această credință. La spânzurat trebuie să vedeți în întuneric, da? Să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Hai să vedem. Soarele în viitor. Se pare fain. Nu pot să vorbesc nici mai repede, nici mai tare. Nu am, nu știu, n-am stare. Că vreți să dați voi mai tare volumul sau mai iute? Cam multe. Da, sunt pe 4 de iute, marele preot și 5 de monede. Iar o separare de familie, eu aici văd, o separare de familie sau de un ghid, un profesor. O separare, dar asta nu înseamnă că nu veți fi bucuroși, fericiți, nu veți avea succes. Ba, da, veți avea succes. Chiar dacă 4 și cu următorul ar fi 5, o perioadă vă este mai greu. Dar, repet, este o lecție, este marele preot. O lecție a stabilității. Da? Trebuie să vă creați, în primul și în primul rând, am vorbit de 4 de bute chiar de la început. Pe de o parte, dacă e vorba de bani și de colaborări profesionale, să vă creați colaborări care, în care nu faceți prea multe compromisuri și în care puteți să creșteți spiritual, da? Nu trebuie să pierdeți din strălucirea voastră, nu trebuie să vă uscați. Da? E un trandafir care își pierde din petare, se usucă, da? Pentru acele colaborări, pentru acel spor, în acel contract. Pentru mine, marele preot, reprezintă și contractul. E ok aici, e un secret. Secretul ține de acest trăsnic, de această trezire spirituală a unora dintre voi. Apoi, ce mai este? Dacă v-ați simțit părăsiți sau singuri, departe de sufletul vostru pereche, că e aici un suflet pereche, aveți parte de creștere spirituală și această creștere spirituală și trezire aduce o dorință de stabilitate mai mare decât în trecut. Interesant. Hai să vedem în continuare. Da, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă. Aveți multă pasiune față de acest suflet pereche. Că am zis, am inclus și sufletul pereche. Chiar dacă sunteți, vă este dor și regretați, conectați-vă la intuiție. Am zis, luna e în poziția fricilor. Conectați-vă la intuiție. Ascultați-vă intuiția. Sunt lucruri pe care nu le înțelegeți unii dintre voi, dar le veți înțelege în timp. Clarificăm pentru anii, văd că sufletul vostru pereche, flacăra voastră de geamănă, este profesorul vostru spiritual pentru unii. Poate să fie și invers, dar trei de băte. Așa am văzut eu. Trei de băte. Sfatul. Ia uite. 8 de cupe. Și 7 de spade. Pentru unii dintre voi v-ați păcălit crezând că dacă vă detașați emoțional, poate chiar și fizic, printr-o distanță de cineva, o să meargă treaba, dar nu. Probabil că vă gândiți la ei. Pentru alții. Ce zic? Aveți de trecut un hop, un hop destul de mare. Mare grijă. Dacă stați în aceste cupe sparte, golite, da? Vă păcăriți pe voi înșivă. Și stați într-o supărare continuă, în regrete și într-un autosabotaj, da?
pe care s-ar putea să-l regretați mai târziu. Ideea este să sperați și să mergeți, pentru că trei de bute merge uneori, nu neapărat trebuie să stea, să aștepte, eu știu, oportunitățile. Chiar pornește în călătorie, se pregătește de călătorie. Trebuie să sperați, pentru că dacă stați cu grijă și că nu se poate, dacă fugiți de această descoperire a voastră, că 8 de cupe merge către 9, în spatele acestui munte este a noua cupă, de fapt e cupa voastră. Până nu găsiți cupa voastră, până nu găsiți Sfântul Graal al vostru, nu vă puteți întâlni și nu puteți manifesta aceste două suflete. Așadar, făceți-vă planuri de călătorie, nu neapărat fizică, poate să fie și fizică, de voi știți, dar acționați optimist, nu negativ. Dacă cineva v-a mințit, lăsați-i, detașați-vă de oamenii care v-au mințit, detașați-vă de oamenii care v-au mințit. Și ăsta 6 de bute. Alegeți victoria, alegeți transformarea. Da, decât să regretați această dragoste, mai bine acționați. 6 de bute acționează. Și uite așa transforma situația. Aveți aici un fluture iar. Echilibrați situația. Pentru unii dintre voi... Acum, am zis, lăsați oamenii care v-au mințit și mergeți către 9 de cupe. Treceți de acest hop, de acest întuneric, de acest munte. Puteți. Aveți instrumentele necesare. Știți, trebuie să știți că în spatele acestui munte este și cupa voastră, este și soarele, succesul vostru. Aici este viziunea pe care trebuie să o păstrați. Vedeți? Viziunea. De-aia a apărut dragonul. Aveți încredere. Aveți încredere. De-aia vorbiți și de viziune. 2 de cupe. Exterior. Ah, regele de cupe. Un alt semn de apă pentru unii dintre voi. Sau cineva cu marcaj. Poate chiar dacă nu-i semn de apă, aveți lună, conjunct lună, sau lună trigon lună, sau lună cu Venus, sau lună cu soare. Se mai întâmplă. Și atunci e frumos cu lună. Dar depinde și de alte. Da? Lună cu ascendent. Ia uite. Spânzuratul. Casa a 12-a peștilor a necunoscutului. Asta înseamnă că poate doar visați în această perioadă la ei. Poate că și ei visează, o telepatie. Aveți, da, probabil că e și telepatie. Cu siguranță este și telepatie. Interesant. Ce frumos. O persoană matură emoțional. Foarte matură emoțional. Dacă nu o știți, o veți cunoaște după ce treceți acest hop. Dacă nu o știți, o veți cunoaște. Dar posibil unii dintre voi o știți. Poate să fie și o prietenie. Cu 2 de cupe poate să fie și prietenie. Nu obligatoriu să fie poveste de amor. Da. De ce să nu fie de amor? Să fie. Let it be. Aici este. În această poveste ați vrut să luați de la zero. Ați vrut să riscați. Dar iar apare călătoria, distanța, 8 de bute, care a fost necesară ca să vă treziți. Ea nu știu câte oară când văd turnul în această etalare. Turnul, trăsnetul, pardon. Trăsnetul care aduce lumină. Regele de cupe și 2 de cupe, ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos? Dar am zis, trebuie să vă găsiți cupa voastră. Clarificăm luna. Mama cupelor. Regele și regina de cupe. Aici sunteți voi, pentru că aici sunt ei. Vedeți? Ia să vă arăt mai bine. Vedeți cărțile? Ia. Ah, că nu reușesc. Stați să fac. Așa.
Să nu pice. Da? Vedeți cărțile? Aici 3 de bâte, 8 de cupe, da? Și 7 de spade. Vă mințiți dacă stați în această energie depresivă. Aveți speranță și mergeți mai departe. Cele două cupe și regele de cupe, da? Dragoste profundă între voi doi. Foarte, foarte profundă. Și aici mama, da? Sau regina de cupe. Sunteți voi, pentru că aici sunt ei, da? Aici sunteți voi. Luna, guvernați de lună, da? Regele și regina. Doar că vă este frică de emoțiile voastre, doar că vă este frică de dragoste. Poate ați fost trădați, nu zice nimeni că n-ați fost trădați. Toți suntem trădați într-o viață, măcar o dată. Dacă alții de mai multe ori. Ca multe de rezolvat din punct de vedere karmic. Cred că, ce simt eu acum, mai este, da, poate nu vă este frică de emoțiile voastre, poate nu vă este frică de dragoste, sper, dar e un sentiment că nu știți exact ce simte celălalt. Pentru unii poate nu-i cunoașteți încă, am zis, poate nu-i cunoașteți suficient de bine. E o confuzie. Oare ce simte? Uite, simte. Ce frumos sunteți, unul, da, Ying și Yang, apropo de cum am luat și de cărțile, vedeți ce frumos cum sunt cărțile, da? Vă completați! Ce frumos e! Și apare aici ai fluturile, da? Puteți să vă echilibrați unul pe celălalt, puteți să renașteți dacă preluați inițiativa, dacă începeți un proiect, poate să fie și o colaborare, poate să fie ceva creativ, nu știu. Creativ înseamnă foarte multe, rămâne să descoperiți voi ce înseamnă această creativitate manifestată împreună. Pentru că doi de cupe înseamnă și colaborare. Deci ați putea să colaborați cu acest personaj și să vă influențeze, să creșteți, poate creșteți chiar împreună la acest soare. E o influență exterioară, dar depinde de voi cum renașteți și cum manifestați, cum exprimați această dorință. Clarificăm asul de băte. Se pare foarte interesant și coerent și la voi. Ia uite ce era. Valetul de cupe. Parcă valetul, da? Și valetul de spade. A, înseamnă că altul primul de la început a fost cavalerul. Da. Nicio problemă. Aici e vorba de comunicare emoțională și verbală. Trebuie comunicat ca să puteți să și vede prin asta. Trebuie comunicați. Trebuie să comunicați, pardon, scuzați-mă. Trebuie să comunicați. Poate unii trebuie să exprime niște scuze, poate unii trebuie să mărturisească, să mărturisească ceva în acest nou început, în această nouă inițiere pe care a trebuit să o manifestați. Iar, comunicare. Lăsați atitudinea defensivă, lăsați, ia uite, ce aici, nouă de spade, grijile. Calmați-vă un pic mintea, manifestați un pic de viziune și credință. Și dați, ce interesant în aceste de cărți, dați, creați o portiță în zidul acesta de apărare pe care l-ați creat, că știm că racii au aceste ziduri de apărare. Și manifestați acest as de spade. Ia uitați-l aici. Același este, da? Inițiați comunicarea, călătoria, eventual. Poate să fie comunicare online, călătorie online, să vă întâlniți online, dacă nu se poate la față în față, dar într-un fel sau altul se manifeste ce înseamnă optul de bâte, că mergeți mai departe, mergeți cu încredere, în sus. Clarificăm doi de monede. Doi de monede. Răcușori și răcușoare. Ce reușesc ei să facă? Manifestați încredere cu dragonul. Uf! Ah,
Asta era, mi s-a părut, da? Ce frumos, temperanță, echilibru, vindecare. Ce frumos. E flacăra aceea care am văzut-o la 7 de spade, vedeți? Echilibrați-vă, vindecați-vă. Interesant, a venit și moartea. Transformare. Transformare. Casa 8 a renașterii. Moartea, judecata, temperanță. Vai, dar ce cărți puternice. Păi, și la capătul setului de cărți, ia uite, Marea Preoteasă, Îndrăgostiții și Împărăteasa. Fantastic! Da, femeia voastră divină sau varianta voastră divină, doamnelor, dacă sunteți, da? În această poveste de dragoste. Alege să creșteți. În primul rând, alege să creșteți dacă sunteți doamne. Alege să vă ascultați intuiția. Faceți alegeri conform valorii voastre și a intuiției și a sufletului. Și pentru bărbați, probabil că în secret aveți o iubire față de o doamnă, doamnă foarte, foarte specială. Foarte specială. Nu e brad, este jar. Și aici sunt culorile mele preferatele. Super, le iubesc. Da, transformare, temperanță, renaștere, trei ași, ce mai trebuie, soarele. Mai, aș vrea această etalare să vibreze mai mult pentru că este minunată și vedem în luna următoare ce se mai manifestă. Probabil și pentru că februarie include soarele în zodia peștilor și asta creează trigon cu soarele vostru și se armonizează oarecum energiile. Bănuiesc, da? Pentru că e soarele în viitor. Poate și în, interesant, în viitor ar putea să fie și undeva prin luna mai pentru unii dintre voi acest succes, această fericire. Pentru că văd Marele Preot, luna mai. Aprilie și mai, interesant, aprilie, că e și 4 de bâte. Aprilie, mai, martie, aprilie, mai. Doamne ajută, Doamne ajută, doar să faceți tot ce trebuie. Am încercat să explic cât am putut de clar, sper că v-a plăcut, este interesant. Și da, e frumos. Mie mi-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup și vă iubesc. Uite o inimioară, da? Uite, vă iubesc.